Bătrâne Chang, tatăl copilului meu? Alo, moșule! Ce e? Să știi că nu surd, dar știu că muncești. Dintr-o suflare mai strigat în trei feluri. Ia, curăță usturoiul. Încerc să scriu o predică și m-am împodmolit. Mă între tu ești ăla căruia a secat inspirația spirituală, dar dai vina pe mine? Haide, dăm -mi să văd. <laughs> Uite, te-ai ocupat de asta toată dimineața și ai scris doar o propoziție? E important să așteptăm cu toții cu luarea minte să-l întâmpinăm pe domnul. Ce e greșit? Nu știi că am intrat în zilele de pe urmă? Dezastrele sunt tot mai rele și nu se știe când o să se întoarcă domnul. Trebuie să așteptăm cu luarea minte. Toți așteptăm și suntem nerăbdători. Nu l-am întâmpinat pe domnul, dar am aflat fulgerul care sosește la noi de la est. Fulgerul de la răsărit spune că domnul s-a întors deja. Asta mă face să mă întreb. Să se fie arătat domnul în altă parte și noi să nu fi aflat? Până când o să ajung eu să mă dumiresc, nu o să am pace. Dar de ce nu ai pace? Când se întoarce domnul, el o să vină purtat pe un nor în văzul tuturor. Fulgerul de la răsărit spune că domnul s-a întors. Tu l-ai văzut? Văd că e ceva în neregulă cu premiza de la care pornești Ce nu e în regulă la ea? Au venit de atâtea ori să răspândească Evanghelia Cred că e ceva în neregulă cu tine, care refuzi să-i Le admir foarte mult puterea și dedicarea A? Uite, fratele Zenji Joao, ne, nu de exemplu, te rog. e uluitor de perseverent Fie caniculă, fie ger, fie vânt, fie ploaie, el Dar nu se oprește ce găsești de admirat în asta? Când mă gândesc la vremea când lucram pentru domnul îmi amintesc cum dormeam <laughs> sub cerul liber Testul ajunge Putem să nu mai amintim de trecutul tău glorios? Nu vrei să auzi? <laughs> nu e vorba că n-aș vrea <laughs> Dar prefer să-mi rup un șold Toată ziua trebuie să ascult poveștile alea de pe vremuri Ce sens are? Doar nu mi-a crescut credința între timp, nu? Am petrecut o viață cu tine și tot nu putem Nelina, comunica Nelina, răspunde la ușă Cine nu o fi? Bună ziua, frate! Ce faceți? Vai de mine, zen zoa, vorbești de lup și lupul la ușă. Cred că ai gura aurită. Bună ziua, frate Zen. Hai de intră. Mulțumesc. Ce faceți acolo? Exerciții A. de tai chi? Ah, ce ploaie dorențială! Hai de intră în casă! Hai înăuntru! Hai! Vai de mine! Ce Se pare că ploaia asta e special pentru tine. te ai inspirat prognoza meteo? Frate Cheng, ești foarte glumeț. Trecând peste asta, Dumnezeu ne-a oferit o oportunitate. Hai să stăm puțin de vorbă. Ei, stai așa. Plouă și îmi dau seama că n-ai unde să te duci. Ah, dacă ți-e sete, poți bea ceva. <coughs> și poți să mănânci la noi. Dar dacă ai venit să vorbești despre fulgerul de la răsărit, găsești singur ușa. Soțul meu e nepoliticos uneori. Hai, ia loc. Mm. Ah, bine, nu o să vorbim despre fulgerul de la răsărit. Frate Cheng, ești credincios de zeci de ani. Prin urmare, trebuie să cunoști Biblia Am citit-o de zeci de ori Atunci, ce ar fi să discutăm despre Biblie? He, vrei să discutăm despre Biblie? Mm -hmm. Tu de când ești credincios? Cam de cinci ani Și de câte ori ai citit-o? Am citit Biblia o singură dată he, he. Ce ar fi să te oprești acum, ca să nu te faci de rușine? Hey, nu fi nepoliticos Doar îl informez Frate Cheng, eu nu înțeleg mare lucru din Biblie Așa că aș vrea să învăț mai multe de la tine. Ascultă, puștule De ce nu pricepe că încerc să-l ajut să iasă din încurcătură? De ce nu-mi acceptă oferta? Mie nu mi se pare că e intimidat. Mai degrabă, tu pari intimidat. Ce ai zis? Eu. Da. Eu sunt credincios de zeci de ani. Am citit Biblia de zeci de ori. Mm. El crede doar de cinci ani și a citit Biblia doar o dată. Ah. Despre ce am putea vorbi? El vrea să discute, tu nu vrei Mie mi se pare că tu ești la speriat Eu speriat? Da. da. așa ți se pare? Atunci o să discut Zen Zizua, da. am o propunere pentru tine Dacă te înțeleg și mă convingi, atunci putem avea părtășie Excelent, promiți, frate Chang? Vorbesc serios? Dai drumul Ascultă mm. Biblia prorocește limpede atunci îl vor vedea pe fiul omului venind pe un nor cu putere și mare slavă. Dar tu depui mărturie că Domnul a venit întrupat în secret ca să facă o mare lucrare. Exact. Pe ce te bazezi? Poți să-mi arăți și mie dovada? Frate Chang, acolo sunt multe profeții despre venirea în secret a Domnului. Apocalipsa 16, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț, și Matei 25, versetul 6 La miezul nopții a răsunat un strigăt Iată mirele, mm. ieșiți în întâmpinare Și Apocalipsa 3, versetul 20 Iată, eu stau la ușă și bat Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa Voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine ah, Scumpule, ai citit chiar minunat Potolește-te Frate Chang, tu cunoști Biblia deci știi că dintre toate profețiile astea vine mirele, vin ca un hoț și stau la ușă și bat, se referă la întoarcerea Domnului. Evident, a existat vreodată vreo îndoială. Dar atunci, dacă Domnul se pogoară pe un nor, în văzul tuturor, de ce ar mai fi nevoie să strige careva, vine mirele? Asta... Ce vrei să spui prin asta? Dacă e în văzul tuturor, de ce ar mai striga? În plus, dacă Domnul se pogoară pe un nor, atunci cum poate să stea la ușă și să bată? Chiar așa. Ei, cum de nu m-am gândit la asta în atâția ani? Dacă Domnul stă afară și bate, cum poate să bată dintre nori? Dacă e în văzul tuturor, n-ar avea de ce să strige nimeni. Ce se petrece aici? Eu Zen, continua, te rog. Bine. Când Domnul Iisus a zis, La miezul nopții a răsunat un strigăt, vin ca un hoț și stau la ușă și bat, se referea la venirea lui în secret. Deci vine în secret, dar vine și pe un nor. Cum reușește asta? Când se întoarce domnul, el vine în secret, după care se arată la vedere. Asta vrea să spună că domnul se întoarce întrupat în secret ca să facă lucrarea de judecată purificând și mântuind omul. După ce face un grup de biruitori, lucrarea lui secretă e încheiată. După ce se întâmplă asta, Dumnezeu trimite marele dezastru, Răspătește binele și pedepsește răul și atunci se arată public tuturor. Frate Cheng, e în conformitate cu Biblia ce s-a <coughs> <am> spus? <coughs> mm. Mai întâi, Domnul vine în secret și apoi se arată public. Se potrivește perfect cu profețiile Domnului. <coughs> Corect! Dragul meu soț! Am spus mereu că există o taină în întoarcerea Domnului. Noi doar l-am așteptat pe Domnul să vină într-un nor. Am ignorat profețiile care spun că vine în secret. Cum să-l întâmpinăm pe Domnul așa? Hmm, așa trebuie să fie. Frate Zen, hey, 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 hey. acum ce de mai e? De ce are? te grăbești așa să accepti? Nu ești în stare să gândești înainte să vorbești? Ce este de gândit? Ce împărtășește el, e limpede. Ai făcut o promisiune? Trebuie să ascultăm până la capăt. Dar, dar nu poți și tu să te gândești puțin? <laughs> Frate Zen, poftim, hey. ia un fruct, Oare fratele Zhang... <laughs> Uneori este mai timid. Ignoră-l. Lasă-l să mediteze un minut. Hai să continuăm noi. Bine. Tocmai ai spus că atunci când vine domnul. Sunt foarte surprins. Un alb și. E destul domnul. de tânăr, dar pătrunde bine Biblia. Și părtășia lui are argumente. Dragul meu soț, vino încoace. Fratele Zen vrea să ne spună despre lucrarea domnului care s-a întors în trupat. Spune-i despre asta. Greșit, greșit. Greșit? Ce anume e greșit? Că domnul se întoarce în secret și pe urmă apare în public. Asta e în conformitate cu Biblia. Dar ce ai zis tu, Adineauri? Ai zis că domnul se va întoarce și în secret și întrupat. Corect. Ei bine, la chestiunea asta despre întrupare te înșeli. Asta nu apare în Biblie. În Biblie? Ajunge... O să fiu convins atunci când o să se pogoare Domnul pe un nor. Frate Chang, se pare că asta ploaia. O să te lăsăm să te duci. Hei, ce tot spui ah, acolo? Frate Chang, azi am avut în sfârșit ocazia să avem părtășie. Dar mă tem. <coughs> și cred că nu ne mai vedem. Ce? Nu o să te mai vedem? Hmm. Foarte curând, voi pleca dintre voi. <gasps> și nu vreau să plec cu vreun regret. Băiatul meu, tu nu se poate să. Dar ești așa de tânăr, nu vrei să spui că... Oh, nu. Ai auzit ce bolnav e băiatul? Și totuși își face timp să împărtășească Evanghelia, iar tu vrei să-l dai afară! Rușine, rușine! Stai jos, băiatul meu! Ia loc aici! De unde era să știu că băiatul e bolnav? Da! Ce tot spuneți voi acolo? A, stai! N-ai zis că pleci curând dintre noi? Da! Peste câteva zile plec să răspândesc Evanghelia în altă zonă, așa că nu o să mai avem ocazia să ne întâlnim pe viitor! <laughs> Ei bine, trebuie să fii mai clar. Credeam că vrei să spui... Uite ce ai făcut. Da, așa a făcut. Uite ce situație este îngenitoare. E mea. Mare figură ești, fiule. Să ținem din Frate Chang, ce-a fost asta? Vrea să spună că ezită. Să ascult? Să nu ascult? Hai să ascultăm mai departe. Eu am de ales întreba asta? Vai. Bine, bine. Atunci poți să continui. Minunat! Da, dar cu o condiție, și anume să nu deviem de la Biblie. Bine! E, Bun. <laughs> întâmpinarea întoarcerii Domnului e importantă. Mm. Să fie clar, să ascultăm cu atenție. Fratezen, mm. ai spus Adinaur că Domnul o să se întoarcă întrupat. Există asemenea profeții în Biblie? <laughs> Soră dragă, există câte profeții dorești despre întoarcerea Domnului întrupat? În multe profeții, Domnul menționează că se va întoarce ca fiul omului, că va veni și se va pogorui ca fiul omului. Și Domnul Isus a spus: Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea fiului omului. Așadar, ce spui tu e că fiul omului se referă la întrupare? Da. Dacă Dumnezeu nu a venit întrupat, n-ar putea fi numit Fiul omului. Exact cum Iahve Dumnezeu, ca Duh, n-ar putea fi numit Fiul omului. Fiul omului înseamnă cineva născut din om cu umanitate normală. Dacă ar fi Duh, n-am putea să-L numim Fiul omului. De aia, când profețiile vorbesc despre venirea Fiului omului, ele se referă la întoarcerea Domnului întrupat. Chiar așa e? Ei bine, dragul meu, ce părere ai? Continuă. Continuă. Bine. Atunci să ne uităm la Luca 17, versetele 24 și 25. Așa. Dăm să văd. Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. Frate Chang, profeția Domnului spune, mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. Cum interpretezi cuvintele acestea? Când se întoarce Domnul, el trebuie să sufere multe și să fie lepădat de generația asta? O, da! Înțeleg. Hai, hai mai repede. Da, deci spui ca atunci dacă vrei. când Domnul se întoarce întrupat ca fiul omului, va fi ca atunci când a venit Domnul Isus să facă lucrarea. Va fi întâmpinat cu acuzații și împotrivire și din partea guvernului și din partea lumii religioase. Da, știi ceva? Chiar așa este! Dar ce te agiți așa dintr-o dată? Fulgerul de la răsărit susține că domnul s-a întors. N-au fost acuzați? N-au întâmpinat rezistență de la PCC și lumea religioasă? Mm. Dacă privim așa, atunci Dumnezeu a tot puternic întrupat ar putea fi chiar întoarcerea Domnului Isus. Ce ai spus Adinaur e conform cu Biblia. Presupun că Domnul chiar se va întoarce întrupat. Frate Chang, acum înțelegi în sfârșit? Ce ai zis tu la început? Ce am spus? Cine a zis că dacă cineva e în stare să-l convingă o să facă ceva? Poftim? Am zis eu asta? Bine, termină Fratele Zen vorbește foarte logic Ar trebui să-l ascultăm Da, frate Chang Nu? Greșit E greșit Și ce ți se mai pare greșit acum? Când se întoarce, o să fie pe un nor, ceva ce putem vedea cu toții. Dacă Domnul ar veni întrupat și ar lucra în secret, nu l-ar putea recunoaște nimeni. Și atunci, cum l-am mai întâmpina? O, da! Asta chiar e o întrebare bună! Mm. În vechime, Domnul ne-a spus cum să-L recunoaștem și să-L întâmpinăm când se întoarce întrupat ca să-și facă lucrarea. Mm? Domnul Isus a spus, Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine. Glasul? Mm. A, ah, da. Glasul lui Dumnezeu? Asta e. Ce este? Dacă e așa, esențialul în întâmpinarea întoarcerii Domnului e să auzim glasul lui Dumnezeu. Exact. Dumnezeu se va întoarce în secret în zilele de pe urmă, ca Dumnezeu a tot puternic întrupat și va bate la ușă cu glasul ca să-i găsească pe cei care tânjesc după el. Dacă suntem oile lui Dumnezeu, putem să-i auzim glasul și să întâmpinăm întoarcerea Domnului. Dacă insistăm să credem că Domnul se întoarce pe un nor și refuzăm să-i auzim glasul, dacă Domnul bate la ușă și nu îi deschidem, frate Chang, o să fim capabili să întâmpinăm întoarcerea Domnului? De ce te holbezi așa la mine? Doar nu crezi că vorbește despre mine Dacă știi că inima ți-e la locul ei Frate Zen, ai spus adineori că Domnul stă la ușa noastră și bate Cum bate el? Oare va bate Domnul la ușa mea într-o zi și va spune Sunt Domnul Isus, Moment în care eu o să recunosc vocea Domnului și o să-L întâmpin de-ndată? Mă tem că nu așa merge Te amintești ce scrie în Apocalipsa 2, versetul 7? Capitolul 2, Apocalipsa Dar îl știm deja cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Asta înseamnă că atunci când se întoarce Domnul Isus în zilele de pe urmă? O, oh, nu. Ce este? Am citit pasajul ăla de atâtea ori. Dar de ce nu mi-am dat seama că e evident că Dumnezeu o să vorbească și bisericilor în zilele de pe urmă? Așa e. Când vine în zilele de pe urmă, Dumnezeu își folosește cuvintele ca să bată la ușile noastre. Dumnezeu tot puternic întrupat a rostit peste un milion de cuvinte noi a dezvăluit toate tainele planului de mântuire de șase mii de ani al lui Dumnezeu și a exprimat toate adevărurile pentru mântuirea omenirii, ceea ce împlinește profeția Domnului Isus. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Amen. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu tot puternic, auzim glasul lui Dumnezeu și îl putem vedea când se arată. Oprește-te aici. Ah, Continuă! Azi cuvântul lui Dumnezeu tot puternic e deja publicat pe internet Ca oamenii din toată lumea să caute și să cerceteze Bun, oprește-te aici Stai, continuă, continuă Toți care recunosc cuvintele lui Dumnezeu tot puternic drept glasul lui Dumnezeu O să fie ridicați dinaintea lui Dumnezeu și o să se ospăteze alături de miel acei oameni sunt fecioarele înțelepte și sunt cei mai bine cuvântați. cazul să te oprești imediat. Hei, Zi mai departe meu, și Ce mai și acum? De ce îl întrerupi pe băiat în momentul esențial? Fratele Zen face o părtășie atât de clară. De ce refuz să o auzi? Eu? Tu ce? Chang Judao. Din clipa asta ai dreptul să nu mai spui nimic. Continuă, frate Zen. Ai Frate Chang. Știu că tu crezi de o viață în Dumnezeu. Aștepți zi de zi întoarcerea Domnului. Astăzi, Domnul chiar s-a întors și a trimis iar și iar oameni la ușa ta să aducă mărturie despre Evanghelia din zilele de pe urmă. Dar tu refuzi să discuți sau să cercetezi. Insiști să nu lași pe Domnul să intre. Toate astea, ce ai făcut tu, nu-i să Domnului în inimă un fior înghețat? Mergi pe calea fariseilor îl respingi și te împotrivești Domnului. Dacă o să continui așa, cum o să poți să întâmpini întoarcerea Domnului? Mă tem că până la urmă o să fii alungat și respins de către Domnul. Bine, am spus ce am avut de spus. Ar trebui să plec. Frate Chang, sper să te gândești temenic la ce am spus. Stai, Stai așa, unde te duci? Știu că nu vrei să auzi ce spun. Nu trebuie să o spui. O să plec. Poftim, ce e în capul tău, băiete? Ce vrei să spui, bărbate? Vreau să spun să nu ne vorbești și atât. Ar trebui să scoți cuvintele lui Dumnezeu, tot și să le citești cu voce tare. Când ți-am spus eu să pleci? Uite! Înțeleg că ești entuziasmat, dar trebuie să spui totul. Altfel, dacă omis ceva, mai ales într-un moment esențial. Dar pe mine nu mă lași niciodată să termin ce am de zis. Cum vorbesc, zici continuă. Iar zic ceva, iar e să continue. Am ținut toate astea Ai. în mine. Frate Chang, ah. îmi pare rău. te Am înțeles greșit. N-are nimic de a face cu tine. E din cauza că ești mereu. Hei bine, frate și soră. Iată, acesta e cuvântul lui Hristos din zilele de pe urmă. Dumnezeu a puternic. Cuvântul se arată în trup. Slavă ție, Dumnezeule! Este pur și simplu minunat! Acum să citim aceste cuvinte de la Dumnezeu tot puternic. Minunat! Da! Hai, hai! Bine! Ne mai pomenit! Dumnezeu tot puternic spune: Din moment ce căutăm urma pașilor lui Dumnezeu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, cuvântările lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde sunt cuvintele noi ale lui Dumnezeu, este vocea lui Dumnezeu. Și unde este urma pașilor lui Dumnezeu, sunt faptele lui Dumnezeu. Acolo unde există expresia lui Dumnezeu, este arătarea lui Dumnezeu. Și acolo unde există arătarea lui Dumnezeu, există adevărul, calea și viața. Amin. Citesc eu acum, da? Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a adevărului. Acest adevăr este cărarea prin care omul va dobândi viața și singura cărare prin care omul îl va cunoaște pe Dumnezeu și va fi aprobat de Dumnezeu. Dacă nu cauți calea vieții oferite de Hristos în zilele de pe urmă, atunci nu vei obține. Niciodată aprobarea lui Isus. Și nu te vei califica niciodată să pășești prin porțile împărăției cerului. Amin! Amin! Asta sunt cuvintele lui Dumnezeu! Categoric sunt cuvintele lui! Știu că nu înțeleg multe, dar când aud cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, inima îmi spune sigur că acesta e glasul lui Dumnezeu. Amin! Chiar așa. Și eu o aud. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Esențialul, când îl întâmpinăm pe Domnul, e să-i căutăm glasul și cuvintele. Acum am auzit vocea Domnului și am dobândit noile lui cuvinte. Asta înseamnă că l-am întâmpinat pe Domnul? Amin! Așa e. Și eu înțeleg. Dacă auzim oameni care mărturisesc noile cuvinte ale Domnului, asta înseamnă că. Domnul ne bate la ușă! Exact. O dragul meu! Domnul s-a întors și a trimis iar și iar frați și surori să-mi bată la ușă și să răspândească Evanghelia. Dar eu m-am încăpățânat să rămân înțepenit în noțiunile și în închipuirile mele prostești. Am insistat să-l aștept pe Domnul să se arate dintr-un nor. Și am refuzat să cercetez adevărul care a fost exprimat de Dumnezeu Atotputernic. V-am lăsat iar și iar uh, să așteptați la ușă. Cel căruia mă împotriveam nu era un om. Era, de fapt, arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Dragul meu, amândoi am auzit acum glasul lui Dumnezeu, nu-i așa? Încă mai avem timp să acceptăm? Și să ne supunem! Frate Chang, e adevărat! Azi am citit cuvintele lui Dumnezeu atotputernic! Azi se vedea clar că e glasul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că amândoi ați întâmpinat arătarea Așa Lui! Așa e! Astfel se împlinește profeția din Apocalipsă! Iată! Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el... Și voi mânca cu el... Și el cu, el și el cu mine! mine. Luați aminte, Domnul s-a întors! Amin. Amin! Suntem cu adevărat binecuvântați! Slavă ție, Dumnezeule! Zizua! Da? Azi nu vreau să pleci și nu vreau să vorbim despre nimic. Hai să citim cuvântul lui Dumnezeu atotputernic! Da! Eh? De, de ce stai acolo? Du-te și pregătește cina! Bine! Mă duc să fierb niște găluște! Și acum să citim! Sigur!